de o viață pentru care ei au luptat, s-au sacrificat. Vorbesc despre cei care au suferit, au pătimit, au fost torturați, s-au omorâți în temnițele comuniste, fără să-și afle greșeala. Vorbesc despre cei care mai poartă în suflet rane nevindecate, rane sincerânte. Jertfa lor nu trebuie uitată, ci amintită din neam în neam, spre recunoștință și spre pomenire. Unul din cei fără de număr care a pătimit a fost și fratele David Ioan Bălăuță. Acum ne întoarcem în timp, cu aproape 70 de ani în urmă și cu gândul pătrundem în casa fratelui, casa foarte veche, simplă, curată și ordonată. Casele seamănă cu oamenii care le locuiesc. Aici, sora Natalia, soția fratelui David, își așteaptă fiicele, Olimpia și Mariana, să se întoarcă de la școală, pregătind masa. Din când în când își șterge cu colțul bazmalei lacrimile care șiruiesc pe obrazul brăzdat de vreme și necaz, vorbind cu gândurile care o năpădesc. Așa e, Maria. Așa e voia Tatălui Ceresc. Dar cum o să reziste el acolo? E atât de slăbit. Parcă știa ce l-așteaptă. Că de câțiva ani s-a tot pregătit pentru asta. Mânca odată în zi după apusul soarelui. Să se obișnuiască cu foamea, cu lipsurile. Iarna mergea destul pe zăpadă, ca să se obișnuiască cu cerul ăsta. A mai fost închis de două ori, dar era mai tânăr, mai în putere. M-a întrebat când s-a întors acasă, dacă noi, cei liberi, făcusem ceva pentru el. Pentru că i-a fost îngrozitor de greu. Ne rugasem, postisem și noi și frații. Dădusem acatiste că l-am răstit să se împure sfinții de el. Dar asta i-a fost măsura suferinței. Mai mult a pătimit pentru noi decât pentru el. Acum am mai îmbătrânit. E mai bolnav. I s-a făgurit frigul în oase. Nu știu cum o să se sfârșească. Am împărțit cu el o viață de bucurii, de lipsuri, de necazuri. Dar am ținut legea Domnului, eu și casa mea, cum zice psalmistul. Ce o să le spun acum fetelor când se vor întoarce de la școală? Iată, se întoarce Olimpia, dar oare de ce așa de grav? Și pare pufnită, ea care mai tot timpul era cu zâmbetul de buze. Oare ce nemulțumire era șters? Olimpia intră în casă, tăcută, gânditoare, și își pune ghiozdanul pe scaun, zicând. Sărut, mama. Nu e nevoie să se vede supărată, se vede după ori. Supărată, zici? E puțin spus. Sunt revoltată. Cum aș putea fi altfel? Dintr-o elevă silitoare, căreia i-a plăcut să citească mult, să învețe, să observe oamenii, misterul sacru al naturii. Am ajuns elevă problemă, cu influență nefastă asupra celorlalți și cu becetea de periculoasă. Mama, m-au chemat de dimineață în cancelarie. Cancelarea plină, cu profesori, cu secretara de partid, cu secretara UTC, cu maiorul T de la oraș. Au vrut să mă pună la colț, să mă tragă de urechi, ca să nu mai bat capul cu Dumnezeu. Că din cauza asta o să dau de dracu. M-au chemat să mă anunțe că fata unui condamnat politic nu mai are voie să frecventeze liceul. Îmi spunea secretara de partid cu trufie. De parcă ar fi fost cucuțată pe turla bisericii. De parcă ar fi fost liceul ei. Și să nu mai vin la liceu? Întreb eu, nedumerită. Da, să nu mai vin. Nu avem nevoie.
nevoie de elemente dubioase în școală. Ești exmatriculată. Exmatriculată? Îl întreb eu pe Maior. Dar ce-am făcut? El, luând o înfățișare cruntă, îmi spuse că sunt fata unui pușcăriaș, al unui dușman al poporului și că societatea, școala, nu au nevoie de mine. Dar ce fac eu cu viața mea? Cu năzuințele mele, domnule Maior. M-am străduit să-mi fac cât mai bine, să fiu de folos oamenilor, oamenilor batjocoriți și maltratați. Am vrut să urmez dreptul, să mă fac avocat, să ajut oamenii nedreptățiți. Ha, ha, îmi râde batjocoritor Maiorul. Fata unui pușcăriaș să-mi fie mie colegă? Când aud că-l face pe tata iarăși pușcăriaș, se revoltă în mine simțul dreptății. Și mă repet cu vorba la Maior. Tata, pușcăriaș? Dar ce? A omorât? A furat? E hoț de cai? A spart isteria statului? Ce a făcut? Ne știți oameni cu teamă de Dumnezeu? Oameni răbdători, ascultători și ne batjocoriți după plac? Dar mi-a ajuns cuțitul la os. Tata e om al adevărului. Dar voi i-ați luat și cele mai elementare drepturi de om. L-ați pus la stâlpul infamiei. În curtea școlii l-ați cocoțat pe un scaun și ați pus copiii să-l scuipe. E cea mai josnică umilință să spui pe cineva. E cel mai mare dispreț arătat unui om. Dumnezeu a pus pe om stăpân peste pești, peste dobitoace, peste ape, peste câmpuri, dar nu l-a făcut stăpân peste fratele său, om. Voi v-ați făcut stăpânul lui și l-ați umilit în cel mai josnic fel. Asta pentru că a mers din poartă în poartă și a îndemnat oamenii să meargă la biserică, la oastea Domnului, să se lase de rău și să urmeze binele. Că doar suntem neam de creștini, nu de păduri. Voi l-ați făcut pușcăriaș, dar tata e om de onoare, de înaltă moralitate duhovnicească. Fica acestui om sunt eu, nu a unui pușcăriaș. Tata a lucrat în mină, la birou. Nu lua o coală de hârtie pentru el personal. Foaia pentru cererea lui și-o aducea de acasă. Creionul cu care scria îl folosea până nu mai avea ce ține între degete. Așa respect avea pentru stat. Și cu ce l-a răsplătit statul? Cu un grei de temniță l-a răsplătit. Pe mine mă puteți exmatricula, dar pe Hristos, învățătorul meu, nu îl puteți exmatricula. El, cu dreapta lui cea tare, mă va sprijini și voi reuși neîndoios. Așa le-am spus. Ăștia nu sunt oameni, mamă, sunt fiare. Se uitau la mine ca la un strigoi. Doar profesoara de franceză, cea cu chip de înger, a încercat să-mi ia apărarea, zicând că e regretabil ce s-a întâmplat. Că doar sunt o fată cu minte și înțeleaptă. Ea m-a mai atenționat și altădată, zicând să nu mai fac cruce când trec prin fața unei biserici, că mă văd ăștia din cancelarie și mă vorbesc pe la spate. Dar privirea ei acum a fost înfruntată de privirea de oțelul meiului. Fată dragă, astea sunt vremurile, asta e rânduiala, nu trebuia să te războiești cu ei. Mai rău e întărtat. Mamă, nu mă simt vinovată cu nimic. Vorbele mele nu le-au spart capetele, dar trebuiau să știe. Trebuia să știe că soarta unui om nu poate fi hotărâtă de ei, de cei ce și-au vândut sufletul și conștiința. Ei, zeii cu epoleți, se tem de o elevă de liceu? Așa sunt ei de puternici. Voi pleca și să-mi fie ardă urmă. Voi pleca undeva unde nu o să-mi ceră nimeni să puteală că țin legea Domnului. Nedreptatea asta îmi va marca viața, dar voi reuși. Peste tata, roata istoriei a trecut fără menajamente. Cine-i dă lui înapoi anii petrecuți în închisoare? Tinerețea, viața lui, idealurile lui nerealizate, cine-i le dă înapoi? Domnul va răsplăti. Nici o lacrimă, nici o fărâmă de lacrimă nu va rămâne nerăsplătită. Dar, iată, se întoarce și Mariana. Oare de ce așa de gravă? Mariana intră în casă și aruncă ghiozdanul pornită spre plâns. Ce-i cu tine?
N-ai făcut ore astăzi? Ba da, dar m-a trimis profesoara acasă. A spus că nu am voie să merg la școală. Vrea să vorbească cu matale și să mergi la ea la școală. Dar ea a spus că trimit pe tata, că el e mai puternic. Tata e prietenul meu. Când stă lângă mine, când îi simt mâna lui caldă pe mâna mea, parcă prin putere și îmi vine așa să zbor. Dar, mamă, când se întoarce tata de la Galați? Cât a ținut asta? 7 zile cam povești. Mie mi-e frică când lipsește de acasă. Am rămas cu frică din noaptea când l-a arestat. L-a luat mai mult dezbrăcat. Îl împingea de la spate. Îl îmbrânceau. De-abia m-a îmbrățișat. Din ochii lui, o lacrimă s-a pretins pe fruntea mea. Îl priveam fără să pot vorbi. Nici plânge, nici striga. Eram înghețată, moartă de spaimă, ca într-un vis. Și acum sunt lacrima pe frunte. Dar de ce nu mai vine? A plecat joi, iar azi este marți. Chiar, mamă, dar s-au întors frații de la nuntă de la Galați. Nu ți-au spus de ce întârzie tata? Ba da, mi-au spus. A fost arestat. Arestat? Doamne, Doamne! Ce ne facem fără el? Acum să-l însoțim pe fratele David în camera de anchetă. Tovarășul văzut din Valea Rinilor, Bacău, născut la 10 aprilie 1911. Iată că ne întâlnim din nou. Nu ți-au fost de ajuns anii cu persoana închisoare? De ce nu te cumințești? De ce nu te cumințești? Cu toate că în procesul verbal, vecinii dumneavoastră spun că ești cu minte, dar nu ești. Faci adunări în sat, mergi din poartă în poartă, le spui oamenilor despre Dumnezeu. Îndemn să meargă la biserică și să se înroleze în oastea Domnului. De ce tulburi liniștea satului? De ce nu-ți vezi de treabă? Ești un învățat. Ești contabil, contabilitatea este o știință. Cum te mai crezi în povestea asta de demult? Un moș cu barbă, niște aerel de vremuri apus. Lumea s-a deșteptat și bazaconile astea nu mai prind. Acum e ceasul marilor prefaceri și dumneata cu poveștile încetinești progresul. Ce vrei să faci cu Dumnezeul tău? Să schimbi fața lumii? De ce te căpăținezi? Nu vezi că de asta stai închis? Nu te-ai lecuit? Tovarășe mare, Dumnezeu nu este o poveste.
nu-i lua numele de șef. Dumneavoastră, atei, dați cea mai grăitoare dovadă că Dumnezeu există și că este viu, cu străduința de a nega. Împotriva unui mort, nimeni nu se luptă 2000 de ani. Noi oamenii trebuie să știm că fără Dumnezeu nu suntem decât niște animale. Eu trebuie să spun asta. E misiunea mea. Dar ce te crezi, Papa? Maica Teresa? Trimisul lui Dumnezeu pe pământ? Nu. Nu. Vreau doar ca oamenii să trăiască în pace și în înțelegere. Vreau să înțeleagă că viața trăită aici are ecou în eternitate. Tovarășe mei, viața de credință nu este o poveste. Trebuie luată serios. Cine are legea lui Dumnezeu în inimă, acela e omul adevărat. Cine pierde legea Evangheliei, se pierde pe sine. Noi singuri ne alegem să fim oameni sau bestii. Ajunge! Mai lua cam tare cu cele sfinte. Tu vrei să faci din închisoare mănăstire? Noi, milițienii, nu suntem ființe sentimentale. Noi avem puterea, puterea! Aș putea să te strivesc! Puterea este o iluzie cu care se îmbată biserica. Vor să abată adevărul spre neadevăr. Dar tot adevărul va ieși la suprafață. Încep să prorocești, de-a jos. Acum să ne întoarcem la motivul pentru care ești aici. Ești învinuit că în mai ai făcut adunare cu mai mulți oameni din mai multe sate. Și acolo ați vorbit că nu sunteți de acord cu colectivizarea. Recunoști? Nu. Nu recunosc. N-am fost acolo. Și nici n-am vorbit împotriva colectivizării. Oricum, dacă mă duceam acolo, le vorbeam oamenilor despre Dumnezeu. Mai gândește-te! Degeaba. N-am fost. N-are rost să minți. Îți dai seama că noi știm totul. Noi aflăm totul. Nu ne poți duce în eroare. Nici dumneata nu crezi ce spui. Mai zici că ești credincios? Dovediți-mi că am fost. A, asta vrei? Să intre martorul. Tu? Chiar tu? Vorbește-mă! Dar nu ține gura cheie! Tu, chiar tu, fratele meu cu care am stat la masă împreună, cu rea în care am mers pe căile Domnului amândoi, aici am vrut să ajung. De asta n-a recunoscut. Am vrut să văd cine ne trădează. Azi mă trădează pe mine, mâine mă trădează pe dumneavoastră. Ce te miri? Câți trădători cu aer de sfinți ne-am văzut eu? Iubesc trădarea, dar urăsc trădătorul. Pleacă, Iudo! Marș de aici! Ce pedeapsă să-i dau? Sau să-l iertăm, nu? Așa-i creștinește. S-a pedepsit singur, un nebărbat. Cum o să poată trăi cu trădare? Da, păi, a murit cu ea. Trebuie condamnat păcatul, nu păcătosul. Da? Chiar așa? Uite, eu trebuie să te condamn pe tine și totuși ar fi o scăpare. Să colaborez cu noi și ești liber. Fetele, o să-ți intre din nou la școală, că au fost date afară, că-s pocăite. O să ai serviciu bun și o să câștigi o pâine
ușoară. Dar colaborez cu noi și uiți de povestea asta cu Dumnezeu. Neam de neamul meu nu și-a vândut credința pentru pâine. Cum aș putea da sufletului pâinea frânzării? Păstrez ce mi-a zat când am fost închis prima dată. Ce anume? Bătaia, rânul, e pentru trupul meu. Știi ce înseamnă să ne fost colaborare? Știu. Înseamnă închisoare. Cu cumos. Ani de zile după ce am ieșit din ea, duhoarea ei mi-a stat în gât și în nas. Mai înseamnă cătușe, dar mai grele și mai zdrobitoare decât acestea, e o conștiință murdară. Îmi vei spune lanțuri, creme și ruginite, care îmi vor roade crezând, dar sunt mai ușoare decât lanțurile păcatului. Înveți lua numele și veți pune un număr. Fără nume, omul n-are viață. Înveți șterge numele, mă veți striga bandit. Dar Dumnezeu va scrie numele în cartea vieții. Nici săritul soare nu mă va mai vedea. Nici apusul. Pentru că în închisoare e numai noapte. Dar nu veți lua din suflet lumina neînserată. Locuința asta poate va fi pe totdeauna. Dar Dumnezeu nu mă va părăsi până în ultima clipă. Ești sigur? Îl cred pe Dumnezeu că e și Dumnezeul întemnițaților. Vorbești, popește. Te crezi la biserică, dar ești la închisoare și ești condamnat. Se cade să-mi port crucea în cel mai vreme. Da, da, da. S-ar putea să ai nevoie de o cruce. Ar putea fi închisoare. Știu. Dar cu o cruce sau și fără, nici o groapă ne va ascunde. Vă rugăm să nu ne lăsați voi. Lăsați-ne măcar izmene. Să nu ne ducem voi în fața Mântuitorului. Ne vom mândri că i-am avut între noi. Le vom duce mai departe amintirea și nu-i vom răzbuna. Căci așa au cerut vinovații fără vină. Slăvit să fie Domnul! Ne bucură și ne onorează că El a avut între noi, că au fost îndrumătorii, povățuitorii, formatorii noștri. Le vom duce mai departe amintirea și vom pomeni că gratile n-au putut să le strupească iubirea, demnitatea, onoarea, omenia. Și le vom respecta ultima dorință. Să nu ne răzbunați. Așa au cerut vinovații fără vină. Slăviți să fie Domnul! În vin și amin să fie.